În spitalele din străinătate sau în București, acolo mergeau să nască o parte a româncelor, în urmă cu ceva timp, iar obiceiul era luat în calcul și de familii din Giurgiu. De o vreme însă, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu se poate mândri pe bună dreptate cu maternitatea din cadrul său, care, de circa un an, a fost modernizată în baza unui proiect avizat și implementat de Ministerul Sănătății cu sprijinul fondurilor provenite de la Banca Mondială. Am avut bucuria și satisfacția ca după ani de luptă să fim incluși într-un program al Ministerului Sănătății și prin Banca Mondială să se recurgă la reabilitarea acestui etaj care reprezintă secția de neonatologie și obstetrică a Spitalului Județean. După cum ați văzut și dumneavoastră, lucrările au fost terminate deja mai bine de un an și ceva. Maternitatea arată bine și, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, nu sunt multe unități în țară care, cel puțin în momentul actual, să rivalizeze cu maternitatea din Giurgiu. Depunerea în aplicare a proiectului Ministerului Sănătății au beneficiat doar câteva spitale din țară și capitală, la unul din București lucrările de reabilitare și modernizare nefiind finalizate, după spusele doctorului Samoilă. În Spitalul Giurgiuvean, la maternitate și obstetrică ginecologie, nu mai pot fi invocate condițiile precare de lucru ale medicilor, însă neonatologii atrag atenția asupra faptului că în Giurgiu nașterile continuă să fie în scădere. N-am putea să mai dăm vina pe condiții, ele sunt dintre cele mai bune la ora actuală, însă totuși trebuie să facem remarca că, în ciuda eforturilor care s-au făcut, natalitatea este în continuă scădere și asta afectează și activitatea noastră. Medicul Gheorghe Samoilă, care a afirmat că nici domnia sa, nici Consiliul Județean, nici municipalitatea nu pot emite drepturi speciale cu privire la reabilitarea în discuție, recunoaște că desfășurarea activității în maternitatea giurgiuveană, concomitent cu lucrările de modernizare, nu a fost ușoară. Satisfacția creșterii calității actului medical la Giurgiu contează cel mai mult, a mai afirmat Samoilă. Și în egală măsură, susținem noi, ar conta pentru giurgiuveni dacă întreg Spitalul Județean de Urgență ar oferi condiții similare cu acelea întâlnite la maternitate și obstetrică ginecologie.